Bine te-am regăsit, Teodora Mut. În sfârșit ne întâlnim. Cu mare bucurie. Bine, îmi pare și mie foarte bine să ne revedem și să ne povestim din nou. De ceva timp nu ne-am văzut și chiar mă gândeam oare cum. Ai avut o porțiune de timp foarte încărcată pe finalul acestui an, ai fost și plecată din țară, ai revenit în sfârșit, au trecut și virozele, ne-au măturat, ne-am adunat cât am reușit să ne reconstruim și iată-ne la o poveste pe care eu abia aștept să o detaliem și n-am să fac un secret din faptul că a venit pur și simplu din partea ta, a fost propunerea ta și mi-a plăcut la nebunie, am zis hai să vedem cum putem construi și ce putem face, pentru că sunt absolut convinsă că va fi încântată comunitatea 12 călăuzi așa la maxim și înapoi. Facem o întâlnire în 4 episoade despre fața nevăzută a lunii. A fost titlul ales de Teodora, mi-a plăcut foarte, foarte mult și te rog... L-am gândit adânc, să știi. De asta am și spus că m-a prins așa din primul moment. Și te rog din tot sufletul să spui tu la ce mod te-ai gândit să intrăm, în ce fel de teme și de ce această temă. Poate ar trebui să începem de la de ce. Da. În primul rând m-am gândit la... măsura în care inteligența emoțională este cea care domină în viața fiecăruia dintre noi. Și chiar și cele mai cerebrale și cele mai intelectuale persoane trebuie să admită că de fapt felul lor de a gândi este influențat de starea lor emoțională și că în ultimă instanță chiar și gândurile ne sunt emoționale. Da. Și asta mă gândeam eu așa intens la un moment dat și ziceam, noi trebuie să vorbim despre lună văzută prin oceanul ăsta al inteligenței emoționale, care este de fapt cea care trasează parcursul vieții noastre. Pentru că cred că cu toții cunoaștem o mulțime de oameni foarte capabili din punct de vedere al inteligenței cognitive, care nu reușesc, zicem noi, nu? Nu reușesc să aibă succes în viață, nu reușesc să aibă relații care să îi împlinească și nu reușesc multe și multe alte lucruri. Și atunci întrebarea este de ce? De ce? Pentru că, din păcate, inteligența lor emoțională nu este la același nivel cu inteligența lor cognitivă. Și de aceea am ajuns la inteligența emoțională, care în astrologie este tradusă prin lună. Luna. Deci, practic, e o prăpastie acolo în care puțini se încumetă să intre și să își sulfuce așa, metaforic vorbind, mânecile și să facem curățenie, să facă și să facem, în fond, care dintre noi nu a trecut prin astfel de provocări, care dintre noi n-a luat probabil decizii impulsive într-un moment în care n-am raționat cum trebuie sau n-am sau și unele decizii sau ne-a fost frică că sunt atât de multe straturi încât cred că stăm săptămâni întregi și povestim. Exact. Practic ai propus patru etape. Exact, am propus 4 episoade și am zis așa că primul, cel de astăzi, să fie despre inteligența noastră emoțională, da? Puțin să abordăm și trăsăturile acestei inteligențe emoționale ale fiecărei zodii în parte. Pentru că fiecare avem, ca în orice altceva, și plusuri și minusuri, puncte tari și puncte slabe. Și să vedem cum gestionăm fiecare dintre noi inteligența emoțională, da? Ai vrea să spui și celelalte 3 etape, totuși măcar titlurile? Da, am putea să le amintim, ca să știm, poate în felul ăsta și cei care ne ascultă pot să își propună, da, vreau să văd și a doua discuție despre fricile noastre inconștiente, luna descriind și aceste trăsături care ne definesc până la urmă. Apoi am gândit o altă etapă, după ce deja am trecut prin fazele acestea de cunoștință, cu emoțiile, cu fricile noastre, să vedem care este arhetipul lunar
activ în vindecarea emoțională a fiecăruia dintre noi. Știți, deci acesta va fi în al treilea episod. Al treilea episod ar fi, uh-huh. pentru că nu pot să renunț la lucru cu arhetipurile, care mie mi se pare foarte da. Și frumos și superbie. Mi se pare că aduce un, ne dă un ajutor fiecăruia în momentul în care da. Personificăm cumva emoția, îi dăm o identitate, îi dăm un nume, da. Acesta da. Fiind arhetipul. E mai ușor să găsim o cale de a comunica și de a o cale de a ne aduce mai aproape. Așa, asta cred eu. Și da. În fine, o a patra discuție despre arhetipul lunar ca ghid personal în călătoria descoperirii de sine. Mie îmi place, poți să zici și călăuză. Da, și călăuză, sigur că da. Da. Mi se pare că e mai mult o călăuză decât un ghid. Mi se așa pare așa e. De sec da, cuvântul da, da, ghid. Da, călăuză știi, și ghid. Făceam, da. De fapt, călăuză și ghid pentru că... da, uite, aici totul îmi vine, alta semnificație. Știi, îmi vine da. Da, să pun întrebarea asta. Care e diferența între o călăuză și un ghid? A, știi? Hai. Aș încerca eu așa improvizat să răspund, fără să folosesc maxime, fără să vin cu, eu știu, termeni elitiști sau... Nu, eu zic că ghidul e ghidul clasic, e cel care pur și simplu te scoate la liman, într-un spațiu geografic în care n-ai nici cel mai vag reper, mai ales dacă mergi într-o excursie undeva, adică ne putem imagina orice tip de situație. Dar călăuza, păi călăuza pentru mine e cel care poate te traversează o junglă, dar pe tot acel traseu te înfrunți cu tot ce poate zace în tine, mai necunoscut și mai, eu știu, echilibrezi, te descoperi, îți dai seama ce puncte forte ai, ce puncte slabe ai. Cred că o adevărată călăuză este cea care te și duce intenționat în anumite situații, da, stându-ți da, da. Totuși de aproape și protejându-te și deschizându-ți niște porți și deschizându-ți niște drumuri și niște situații. Dar în același timp te și protejează, dar te lasă să te descurci singur. Nu știu, călăuza mi se pare... Așa de tare iubesc acest cuvânt, îl simt așa de bine energetic, dar mi-este foarte da. Greu să-l explic și este, știai că doar noi, în limba română și în limba rusă, există da, este călăuză. Nu se poate traduce în nicio altă limbă, nici în germană, nici în engleză, nici... Foarte bine, lasă așa, uite da. Asta face ca da. Să realizăm că avem nevoie de toate națiile și de toate culturile, pentru că da. În mod sigur în fiecare dintre ele există asemenea cuvinte intraductibile care... Călăuza este un inițiator, da, este călăuza, un maestru. Uite, pentru este mine... O inițiere. Pentru mine, diferența majoră între ghid și călăuză este aceea că văd în călăuză, simt în călăuză o persoană care a experimentat deja ceea ce urmează da. Să experimentez eu. Ghidul poate fi și cineva care are o hartă da. Și știe să o citească și îmi spune, da, așa. Dar călăuza, chiar într-adevăr, fie și o hartă. Presupune... a mecanismelor psihologice. Da, deci, da. Ghidul poate fi și în acel segment tot un simplu ghid, nu e neapărat și o călăuză. Da, 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 da. E, da. Bun. Vai, abia aștept al patrulea episod. Toate vor fi interesante, nu mă înțelege greșit. Da, m-a da, prins da, păi... ideea așa, din prima secundă când am traversat punctele și am zis, Doamne, să vedem, pentru că putem să facem episoade absolut lungi, să facem da. Un singur episod în două părți, dacă e să mă întreb. Adică dacă ar fi să... Sunt atât de multe straturi așa și mi-ai trimis o sumedenie de materiale pe care nici nu știu dacă să le așez pe toate în căsuța din textul din subsol sau nu. În primul rând te-aș ruga, eventual când voi edita materialul și să aibă comunitatea acces și la o parte dintre articole pe care le scrii la astrele, pentru că în segmentul legat de arhetipuri și de mitologie, acolo sunt iarăși o linie întreagă de povești care merită reluate, recitite, făcut din nou. Sunt nou, și, nu știu. Și nu numai din cele scrise de mine, dar sunt... Nu doar din cele scrise de mine, sigur că, dar sunt multe articole despre luna da. În relație cu alte planete, aspecte. Sunt da. Multe care pot ajuta și pot veni cu indicii foarte importante și sugestive și pentru discuția pe care o purtăm noi acum. Da, așa este.
Și ne-ai pregătit și niște hărți. Am pregătit și niște hărți pentru că, vezi, nu mă pot abține nici la serialul ăsta de mitologie pe care îl scriu să nu dau exemple. Și pentru că până la urmă trebuie să, ideea este de a ieși din spațiul ăsta al dezbaterii teoretice, nu? De a ieși și a descoperi aplicabilitatea extraordinară pe care o are astrologia și în zilele noastre și în câte zile o mai fi existând în univers, specia noastră capabilă să folosească un asemenea instrument complex cum este astrologia, știi? Deci începem acest prim episod din cele patru. Mm-hmm. Doamne ajută să fim sănătoși și să nu ni se decaleze nimic din ce ne programăm și ne propunem, cum se întâmplă uneori și asta e. Eu reinvit comunitatea acum, dacă deja există întrebări, pentru inclusiv temele pe care le-ai anunțat, chiar dacă nu se cunosc încă la detaliu în ce anume vor consta, să se trimită mesaje și aici suntem, aici pe YouTube. Vă invit aici pe YouTube pentru că va fi mult mai simplu să le selectez de aici decât din toate surțele multiple și pagina de Facebook. Și e-mail și încă o dată mii de mulțumiri pentru toate mesajele care deja au sosit. Nu neapărat pentru noi, pentru că lumea nu știa ce urma să facem, e iată abia acum anunțul în premieră, dar pentru emisiunile de dinainte. Așa. Acestea fiind spuse, intrăm în inteligența emoțională și îți predau microfonul începem. Păi, ideea, să pornim de la ideea din titlului, da? Cu fața nevăzută a lumii. Poate, nu știu, ține și asta de revelațiile pe care le are fiecare. Și amintindu-mi la un moment dat, da, de faptul că viteza cu care se mișcă Luna în jurul propriei axe este egală cu cea cu care se mișcă în jurul Pământului, adică 27 de zile și un pic, și ăsta este motivul pentru care noi vedem o singură față a ei, a Lunii, 27,32 de zile. Așa, ca să fim exacti, exact, să fim foarte exact, să nu mai fim ca și la ceea ce am spus eu cu perioada de ședere a lui Pluto într-o zodie, care într-adevăr poate oscila între 13-14 până la 30 de ani. Da. Aici avem date exacte, Luna e aproape, așa. Lângă noi. Bun. Și m-am gândit atunci la faptul că noi, încă o dată, se verifică extraordinar felul în care astrologia lucrează cu natura noastră, natura subiectului astrologiei, știi, a oamenilor. Partea aceea nevăzută a lunii, fac o scurtă paranteză, tocmai citesc acum intensiv din nou niște lucrări ale lui Jung și ale discipolilor lui. Și citeam despre umbră și mi-am zis, asta este partea aceea pe care nu o vedem, este chiar lăcașul umbrei. Acolo ne măturăm, ne împingem toate emoțiile pe care nu vrem să le acceptăm la noi și toate calitățile pe care nu vrem să le acceptăm la noi. Așa, și atunci am zis mai departe, bun, hai să vedem ce-i cu emoțiile astea, că Luna... Sigur, toată lumea știe din cei care sunt pasionați de astrologie ce reprezintă Luna în astrologie. Da? Ei reprezintă, în primul rând, nivelul nostru sufletesc, viața emoțională, viața interioară. Da. Și aici nu o să trec în revistă și prin faptul că reprezintă pe mamă, reprezintă legătura noastră cu ea, cu femeile importante din viața noastră, intuiția noastră, ci mă refer foarte, în mod foarte particular la legătura noastră cu propriile emoții. Pentru că de aici de aici derivă o serie de complicații în viața fiecăruia dintre noi. De la capacitatea de a le recunoaște, în primul rând, de a ne recunoaște emoțiile. Băi, eu cum sunt acum? Sunt zen? Nu sunt zen? De ce nu sunt? Știi? Și în funcție de felul în care putem, suntem capabili, avem disponibilitatea și avem dorința și avem cunoștințele necesare, pentru că e și aici e vorba și de a ne educa în sensul ăsta.
Da, sunt o sumedenie de persoane care nu pot să-și cuantifice, nu pot să-și dea singuri seama despre ce simt. Asta odată. Sunt atât de multe straturi când vorbim despre lună și da. Mi se pare așa de pur și simplu un capitol care ține de cultură generală, ceea ce mi-ai propus să facem da. Și este motivul principal pentru care am îmbrățișat această idee așa cu inima deschisă, pentru că povestea aceasta a inteligenței emoționale ca o capacitate de a identifica și regla emoțiile din noi înșine, nici cred că pentru adulții din cea de-a doua parte a vieții nu e foarte clar conceptul. Dacă nu ai o specializare în domeniu și dacă n-ai studiat realmente și dacă nu te-a preocupat psihologia umană, dacă n-ai practicat astrologie ca să-ți treacă prin mâini sumedenie de hărți, să vezi cum se manifestă luna în toate elementele și în cele 12 semne zodiacale, vorbesc absolut de cei care poate, bun, ești conștient, dar n-ai aprofundat și tot ai probleme în a îți identifica și regla emoțiile tu cu tine. E... Și de a avea o viață emoțională împlinită, aș zice, da. Știi? E foarte greu, pentru că de cele mai multe ori, și acum, uite, e un moment bun să ne întrebăm, din oamenii pe care îi cunoaștem sau cu care venim în contact, hai să zicem, câți dintre ei îi știm sau îi percepem ca fiind niște oameni aflați în echilibru și în armonie cu propriile lor emoții și câți sunt frustrați sau închiși sau înspăimântați de propriile lor emoții și reduși la... reduși la niște măști. La niște măști, exact. Da. Marea majoritate, din păcate, așa sunt. Vrem să știm răspunsul la întrebare? Cred că aici e cuiul. Asta e. Nu știm dacă tot timpul dorim să știm, pentru că uneori suntem copleșiți de propriile poveri și abia le gestionăm, mai aducem și din afară. Nu știu, e foarte, e așa foarte stufos este, dar, răspunsul la... Pe de altă parte, avem iarăși de multe ori sentimentul acela, mi-ar place poate să mă apropiu de persoana X, este un om interesant, dar oare pot avea încredere? Sunt în siguranță. Sunt exact. În siguranță. Și ce ne dă răspuns la întrebarea asta? Cum să zic, felul în care percepem noi în celălalt sinceritatea cu care își manifestă, zâmbetul pe care transmite. Asta e o emoție deja, nu? Da. Deci, capacitatea de a transmite și în același timp și de a descifra. Și de a descifra, exact. Deci aici, ești când transmițătorul, când exact, cel care recepționează. Exact. Da. Dacă stăm așa să ne gândim într-o definiție foarte, foarte schematică, viața noastră este despre un joc al emoțiilor. Absolut, absolut. Și toate atunci, planetele pornesc, zic, de la lună. Da, ce face și, luna în hartă, totul are rezonanță în restul pozițiilor, restul planetelor și restul poveștii hărții sau a punctelor, dacă nu neapărat planetele. Și mi-a plăcut atunci foarte mult lucrul ăsta pe care l-am găsit undeva și pe care cred că ți l-am trimis și ție. Cum faptul că nici în sistemul solar luna nu are lumină proprie, nu? Da. Luna reflectă lumina soarelui. Lumina soarelui, da. Așa, așa și luna pe care putem să o asimilăm unui eu interior reflectă lumina eului exterior pe care noi îl purtăm cu noi în lume și în viață. Și mi s-a părut foarte fain, e uimitor cum astrologia nu face decât să respecte și să reia într-un alt limbaj realitatea exterioară. Da. Efectiv. Aș dori să menționez comunității faptul că vom da doar niște chei în aceste discuții. Da. Faptul că rolul acestor câtorva idei tip cheie e să învârtă mecanismele necesare pentru cei care vor fi atrași probabil de această temă și vor fi curioși să stea să o asculte în toate celelalte episoade, nu doar în acesta. Pentru că probabil abia la final se vor declanșa niște mecanisme. Sigur, dacă și se vor ceva.
Adică, într-un dialog de genul acesta nu vom putea niciodată să venim, dragilor, nici cu rețete în palmă, nici cu, eu știu, structuri sofisticate. Să există tone de cursuri. Există consilierile în privat și tone de cursuri. Și mai unde e ceva. Cine dorește să aprofundeze. Da, da. Și fiecăruia ei se poate potrivi altceva. Și aici, da, alt mod. Eu am o anumită structură emoțională, ca să zic, eu am luna în Capricorn, deci pentru mine lucrurile trebuie să fie într-un fel clare, da, structurate, structurate și așa, da. Dar nu mai dau alte detalii despre alte elemente din hartă care aduc alte, da, spune. Și asta apropo de cursuri, pentru că tot spuneai despre, că menționasem ideea de cursuri, cât de important e totuși, știi că la un moment dat, nu știu dacă în dialogul cu tine, dar cred că da, la acel episod în care am făcut și exercițiul tip meditație, în urmă cu iată că avem peste un an, mi-e dor apropo, spuneam că aș recomanda absolut tuturor să facă un curs de teatru. Da. Dacă îl găsesc oriunde, cu cât ești mai tânăr, cu atât mai bine. Corect. Pentru că te învață pur și simplu niște mecanisme elementare despre felul în care funcționează emoțiile. Eu zic că este să facem toți, dacă am putea, dar nu toată lumea are șansa aceasta. Da. Așa e. Asta, ca să poți identifica exact ce descriai. Da. Ce... Păi de asta, are atât de mult succes și pe meritate psihodrama, nu? Da. Această cale terapeutică, psihodrama, exact, nu mai are nimic din teatru, dar să ne imaginăm că teatru însuși, așa a apărut, așa funcția apărut. Inițială a teatrului a fost asta, a fost o funcție terapeutică. Și când am aflat lucrul ăsta, am fost așa, profund șocată, dar într-un mod foarte frumos, gândindu-mă ce idee genială au avut cei care au inventat treaba asta. De ce? Pentru că se face și e exact ce discutăm acum. E mai, cum să zic, când tu asiști ca spectator la o dramă care de fapt vorbește despre tine, îți este mai ușor să vindeci. Pentru că nu trebuie să pui propria ta poveste pe masă, să o vadă toată lumea și să fii tu vulnerabil, dar tu poți acolo să totuși să eliberezi anumite tensiuni interioare care stăteau și erau gata să se erupă. Da, formidabil. Da, apropo de ce ai descris, că mi-a venit în minte un film, dar cred că voi atașa titlul în textul din căsuță, pentru că nu l-am mai găsit pentru nimic în lume. Și apropo de sincronicități, îl văzusem cu exact 2 zile înainte să ne întâlnim să facem această înregistrare și nu mi se pare deloc întâmplător. După ce lumea va vedea filmul al cărui titlu sper să mi-l amintesc până editez și să pot să-l trec acolo, lumea va ști la ce mă refer în cazul în care va fi curioasă să intru să vadă. Da, foarte, foarte fain. Da, așa e. Bun, deci și... multiple semnificații. Inteligența emoțională și zona aceasta a lunii, a ceea ce descrii, are o sumedenie de straturi și de... Și mai am văzut în lună, așa, în funcția lunii, în harta noastră, așa, un fel de un aparat, să zicem, un transformator. Știi? Un transformator, pentru că prin ceea ce reprezintă luna, da, noi transformăm emoția pură, o trimitem în corp, somatizăm, nu? Și nu există emoție, de fapt așa este definită emoția. Ce e emoția? Este o reacție cerebrală, să zicem, la un eveniment sau la o stare a noastră, însoțită de anumite senzații corporale și de chiar de anumite comportamente până la urmă, că asta e. Deci, greșesc dacă i-aș spune alchimist puterii lunii?
Da, sau sigur că da. Luna care alchimizează, cred că mi se pare un cuvânt splendid. Da, e asta și face. Funcția de alchimist. Deci, da. Și, da, foarte interesant că de mult, uite, luna e, da, un alchimist, dar procesele astea alchimice de multe ori se desfășoară clar, fără ca noi să fim conștienți de ele. Da, da. Asta, aici e elementul ăla de taină și acolo putem face ceva în momentul în care reușim să ne apropiem de propriile emoții. Atâta timp cât ele sunt necunoscute, ele fac ce vor. Da. Sunt la conducere și ele decid. Puterea personală ne e predată în mâinile lor și în momentul în care avem curajul să intrăm în acele zone, ne-o recâștigăm. Ne recâștigăm puterea asta personală și reușim. Nu înseamnă că... Eu, de exemplu, țin minte că eram în adolescență genul acela de om care roșeam foarte ușor. Știi? Imediat eram timidă, eram imediat... se citea pe fața mea ceea ce nu spuneam. Și mi-era o ciudă grozavă. Te simțeai expusă. Da, mă simțeam extraordinar de expusă și mi se părea total de drept, dar nu înțelegeam că, de fapt, asta spunea foarte mult despre mine, despre tot ce eu nu îndrăzneam să fac, să zic. Știi? Și în momentul în care am început să spun mai mult, deci să exteriorizez mai mult... Nu mi s-a mai întâmplat treaba asta. Da, da, ce interesant. Da, nu, pentru că nu mai era nevoie, pentru că... Da, dar până ai ajuns la acel punct... Da. A fost o întreagă călătorie. Păi a fost o călătorie, într-adevăr, pentru că trebuie să înțelegi. Și aici vine al doilea rol al transformatorului, Luna, duce emoțiile noastre în inconștient, cele pe care nu le... vrem sau cele care ni se par prea dificile, prea grele, prea nu știu cum, amenințătoare unele pentru noi, nu? Le duce pe fața nevăzută a lunii și care pot lua niște forme. Da, pentru că are mai de care. Da, pot lua niște forme de Dr. Jekyll and Mr. Hyde, știi? Exact. Și ne pot transforma în pur și simplu în niște persoane pe care noi chiar nu le recunoaștem. Ajungem până la personalități multiple, cum am văzut în anumite filme. De aici apar din faptul că ori avem nevoie de o altă personalitate mult mai rezistentă la anumite teste emoționale, nu? Și atunci ne creăm dubli, tripli, ce or mai fi, ori pur și simplu nu mai știm cum să facem și rămânem în beznă, că la asta vreau să ajung, la întunericul, în care este obligatoriu să intrăm ca să putem după aceea să ieșim înapoi la lumină din tot tumultul ăsta emoțional cu care ne... Da, e acea securitate fizică, emoțională legată și de instincte și de supraviețuire. Păi aici avem, aici sunt două lucruri diferite. Sunt impulsurile care, sigur, emoțiile în sine nu sunt decât în mică măsură raționale, clar. Da. Dar impulsurile țin clar de lipsa rațiunii. E reacția aia instinctuală, instinctul, da, nu? Da. Însă până și asta se poate educa, instinctele ni le putem educa, pentru că sunt, nu, ca să dăm și niște exemple, sunt persoane cu o sexualitate foarte puternică, nu? Nu toate persoanele astea care, clar... Hai să ne gândim ce se întâmplă. Dacă își neagă tendința asta, impulsurile astea, ajung aproape sigur pacienți psihiatrici. Da? Dacă nu și le neagă, ci încearcă să... Da, eu așa sunt. Am niște... Sunt damnați de societate. Excomunicați. Da, da. E doar un mic preț plătit sau... Da, păi aici avem...
aici avem și ghinionul perioadei în care trăim, cu perioada în care trăim. De ce? Perioada, vorbesc, a istoriei noastre, a umanității. Uh-huh. Pentru că acum, sub ideea că individualitatea trebuie să se manifeste neîngrădit și nelimitat, să zicem, fiecare are senzația și are impresia că poate să-și permită absolut orice. Absolut orice, da. Da? Da? Și atunci ajungem la niște situații total scăpate de sub control. Știi? Da, știi... Da, spune. Nu, mă gândeam că e foarte dificil să vorbim despre subconștient. Adică oricum ai aborda această temă, să o faci conștient vorbind despre subconștient, mi se pare deja o misiune aproape imposibilă. Da. De aceea e nevoie să stabilim totuși niște limite și aici, un cadru. Sigur, nu putem intra, într-adevăr, nu putem intra în tot ce ține de subconștient, pentru că, în primul rând, pentru că acolo e o terra incognita, e icebergul, știi? Da, la fiecare este altceva, la fiecare este altceva, este... Da. Dar putem spune într-o frază sau în câteva fraze ce poate fi acolo, atât, și după aceea fiecare ar avea ocazia și șansa și responsabilitatea față de propria persoană să exploreze acea zonă, acel terra incognita, și să aducă cât mai mult din el, să cartografieze cât mai mult din teritoriul acela, pentru că asta e important să înțelegem. Tot ce reușim să recuperăm și să aducem în conștiență este, cum să zic, devine resursă direct utilizabilă în propria noastră viață. Pe când așa, va fi rămas în subconștient acolo, rămâne ceva pe care îl putem simți ușor amenințător, nesigur. Știi? Da. E chestia aceea de reacția în fața necunoscutului. Da. Practic, astrologia îți dă modalități sănătoase ca să poți învăța să-ți procesezi emoțiile și să comuniți cu ceilalți, pentru că îți dă un set de repere pentru a citi aceste abilități relaționale, sau spuneți-le cum vreți. Da, așa este. Da. Bun, și dacă ne întoarcem așa la inteligența emoțională, să nu uităm firul nostru călăuzitor. Așa. Am zis, poziția lunii în fiecare dintre zodii are un set de trăsături pozitive, să le zicem. Mă feresc de termenii ăștia foarte bine definiți de alb și negru și de... Nici mie nu-mi plac, de asta zic tot timpul, lumină întuneric, zona de lumină întuneric. Ne dă și puncte tari, ne dă și anumite vulnerabilități. Hai să le zicem așa. Așa mai bine. Și ideea este să înțelegem că fiecare formă de inteligență emoțională a unei zodii are astfel de puncte sensibile. Deci nu trebuie să trăim cu ideea că dacă m-am născut în zodia rac sau am luna în rac, de fapt, am luna în rac, m-am rezolvat, pentru că racul are o inteligență emoțională și simte mult și dar în același timp are și anumite tendințe, să zicem, care îl fac vulnerabil la anumite lucruri. Important este să vedem care sunt, cum ai zis tu, trăsăturile astea de mai luminoase, trăsăturile mai umbroase, mai slab luminate, unde mai avem de pus un bec, mai avem de pus un comutator, și să vedem până la urmă cum putem lucra cu ce avem. Cum putem lucra cu materialul clientului, pentru că asta este
o altă calitate, un dar pur și simplu, iar ajungem la vechea vorbă care mie mi-e atât de dragă, cu fără ai din ce ai. Da, știi? Da, da, așa e de puternică și de adevărată. Așa este. Și așa de bine se verifică în atât de multe contexte ale vieții. Și, așa e. Și în loc să ne tot plângem, domnule, eu nu am asta, eu nu am aia, ce mă fac? Ia stai, uite că ai asta care poate fi mai mult decât aia ce nu ai. Primește paharul, partea plină. Da, exact, să vedem partea plină a paharului și să vedem cum, că de fapt, până la urmă, eu cred că asta e, dar nu vreau să divulg acum cei cu fața nevăzută a lunii, cum o văd eu. Poți să zici când vrei tu, tot ce-ți dorești. Nu, lasă așa, să lăsăm așa. Crești suspansul. Da, da, să crești puțin suspansul. Tu unde ai luna? În ce zodie? Oh, eu în pește o am. Oh, da. Apa! Nevoia asta de empatie, de, nu vezi că peste tot sunt cu inimioare, cu... Da. Dar are și o zonă superbă poziția aceasta, pentru că stimulează imaginația într-un mare fel. Deci, da, imaginația și mai bine, face multe, multe lucruri bune. Poate să te ajute mult să-i simți pe ceilalți. Empatia e extrem de importantă. Să-i simți, mine, să știi la ce să te aștepți, să... Na, în fine... Am observat ceva foarte interesant apropo de poziția lunii în pești. Am observat că deseori am atras în viață persoane care n-au avut suficientă zonă emoțional activată. Da, deci e iarăși ceva foarte interesant. Ori vin în jurul meu prieteni care nu au foarte mult aer, probabil, n-au suficient apă în hartă, știi? Și atunci ne întovărășim cumva, pentru că și mie îmi face bine prezența aceea. Adică la rândul meu echilibrez niște lucruri, dar e foarte interesant cum funcționăm principiul acesta, la tracție. Exact așa funcționăm, da. Superb. Da. Ce aș vrea să mai spun legat de toate lucrurile astea? Tot așa, pentru fiecare om care ne vede sau ne ascultă, sunt câteva întrebări pe care ni le putem pune vis-a-vis de propria noastră lună, da? Da. Care să ne ajute să vedem pe unde suntem noi pe harta asta a relației noastre cu propriile emoții. În primul rând, prima întrebare ar fi cum reacționez eu instinctiv la diverse lucruri care mi se întâmplă, la diverse experiențe prin care trec. Deci prima tendință, cum reacționez instinctiv, da? După aceea, de ce am eu nevoie emoțional, cel mai mult, ce nevoie simt? Așa, mi-am pus și eu toate întrebările astea ca să văd ce-i cu luna aia mea în Capricorn, că e în detriment, vai de mine, e nenorocire. Da. Mi se pare un exercițiu foarte bun și încercam să-mi imaginez acum exact ceea ce sper să facă cei care ne ascultă. Să-și ia pur și simplu un caietel și să... Chiar acum, dragilor, mâine, nu după, că reveniți și ascultați. Sunt cinci întrebări și sunt bune. Care sunt motivațiile mele emoționale? Bine ar fi să le notăm, cum să zic, pe cele pe care cele mai subtile, știi? Că așa când dăm răspunsurile astea de conveniență, aia e una, dar cele mai profunde, mai subtile. Ne trebuie un pic de răgaz acolo. Așa. Să stăm un pic cu noi. Foarte important, de ce am nevoie ca să mă simt în siguranță? Ca să mă simt în siguranță. Ce-mi dă mie sentimentul ăla de siguranță? Că pentru unii poate că-s banii, pentru altui iubirea, pentru altui mama, pentru altui soția, partenerul, pentru altui încrederea în forțele proprii. Cine știe? Foarte diferite sunt răspunsurile. Da. Și, în fine, ultima întrebare, ce-mi creează sentimentul de nesiguranță? Când mă simt în nesiguranță? Când pierd bani, când pierd control, când nu sunt iubit, când nu sunt validat, când sunt foarte, foarte diferite răspunsurile.
Și de aici putem începe să ne apropiem un pic de... Dar sigur că nu putem da, așa cum ai spus și tu, decât niște jaloane, pentru că absolut. În fiecare hartă luna este într-o poziție unică. Uite, lasă-mă un pic să spun ce zice astrologia asta apropo de cele patru elemente, pentru că se face foarte dex prima conexiune automat, direct, în momentul în care zici luna și te uiți la o hartă, astrologic vorbind. Nu spun ce face fiecare astrolog în forului privat, nu, eu vorbesc acum de primele asocieri, știi, când învățăm atunci la ABC, luna, ce reprezintă luna în astrologie și toată lumea face conexiunea cu mama. Da. Pentru că toți avem o mamă, adică sper că toți avem și cei care nu avem, tot de la o mamă am venit. Bine, și o femeie tot ne-a dus pe lume, da, clar. O femeie tot ne-a dus pe lume, clar. Și luna reprezentând instinctul matern și începutul ciclului vieții, că practic aici are iarăși o linie întreagă de conotații, doar când spui cuvântul mama, care e iarăși internațional. Și poziția lunii în hartă care arată în primul rând și ne ajută la felul în care relaționăm probabil cu mama sau cum recepționăm. Se fac foarte multe conexiuni aici, de asta am spus de mama. Și se spune despre, de exemplu, semnele, de exemplu, luna în semne de apă. Se spune așa, că au nevoie de o mamă empatică, odată să le înțeleagă emoțiile și care să, bineînțeles, îi și susțină și să le dezvolte imaginația. Cum spuneam că e o necesitate acolo a poziției lunii în pești. Da, 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 da. La mine da. Cel puțin așa am simțit-o să se manifeste. Hai să spun că am avut noroc pentru că am avut parte de așa ceva în viața mea și e fantastic când ți se și hrănesc acele nevoi. Apoi se spune despre lună în semne de foc că ei au nevoie de o figură afectuoasă, caldă, deschisă, asta în ideea de mama, care să-i încurajeze în primul rând să exploreze lumea, deci să le dea și zona aceea de curaj, să-i susțină, să-i... Despre luna în semne de pământ, astrologii vorbim, se spune că au nevoie de o mamă responsabilă, capabilă, să structureze o rutină bună, care să transmită regularitate, siguranță, nu știu dacă e așa, poți să-mi confirm sau nu, că tu ești cu luna în Capricorn, și se spune despre luna în semnele de aer, că au nevoie de o mamă comunicativă, căreia îi place să vorbească, să citească povești sau să încurajeze exprimarea liberă. Sunt doar niște repere ale elementelor. Exact. Sunt convinsă că Teodora va intra mai în adâncuri cu, cu cele 12 semne. Și e doar conexiunea cu ideea de mama. Nu înseamnă neapărat că asta înseamnă toată povestea lunii într-un element. Nici vorbă. E doar o bucățică, o conexiune în ideea de ce fel de mamă am avea nevoie sau ce ar însemna pentru noi ca și conexiune între ideea de lună, mama. Da. E foarte bine că ai pomenit lucrurile astea pe care mi se pare important să le spunem. Acum, că de acum începe tot. Ca exercițiu, pot să spun că eu am avut o mamă născută în zodia Pești, cu 5 planete în Pești. Wow. Așa, și luna în Pești. Uh-huh. Era născută pe luna 9, așa. Dar foarte, foarte interesant, m-a avut la o vârstă mai înaintată pentru vremurile respective, deci Capricornul apărea și de aici. Da, da. Și a fost, a lucrat toată viața ei ca și contabil și a iubit contabilitatea și lucrurile astea cât se poate de pragmatice și de pământene și de sistematizate, să zic așa, știi? Uite principiul rezonanței. Da, 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 da. Și mi-am dat seama că pentru ea era foarte bine că avea toate lucrurile astea așa prezente în viața ei, pentru că cu atâta apă riscul era foarte mare să se disipeze, să se dilueze și să nu mai găsească știi, o cale de de conectare cu lumea exterioară. Cu forma, da. Cu forma, cu concretețea. Uh-huh. Deci, eu am ascendentul Pești, hai că acum trebuie să zic și asta ca să capete mai mult sens, da. Deci, da, lucrurile se leagă. Bun, se leagă, se leagă, e bine. Asta ziceam, că e foarte important să nu luăm doar... Deci noi nu putem discuta acum despre cazuri particulare.
hai să vedem cum e luna în berbec. Da, da, luna în berbec, da. În opoziție, da, cu Saturn și nu știu ce. Deci nu avem cum. Și prin asta luna fiecăruia este unică. Dar putem merge pe o o descriere schematică, însă clară, a unor tendințe ale lunii în fiecare zodie. Și atunci fiecare de aici poate să meargă, da, și să adauge, să vadă cu ce, cum se combină în harta lui, în harta proprie, alte influențe din horoscopul personal. Înainte de asta, aș vrea să pomenesc o frază, două, despre ceea ce spuneam la început, despre hărțile persona. Te rog, pentru că urmau oricum să fie afișate și urma să te rog să faci o detaliere, pentru că nu am lucrat cu ele. Ca să putem... Și sunt sigură că și comunitatea e curioasă să... Uite, e încă un termen nou, nu complet nou pentru mine, dar e tot un termen nou, da, asta apropo, pentru că avusesem ieri o înregistrare în care vorbeam iarăși de, uite, cum învățăm zilnic sau săptămânal lucruri noi despre astrologie, inclusiv noi cei care o practicăm, adică, da. Tot e să fim deschiși și să... Da, da. Așa. Hărțile persona sunt în... Nu, harta noastră natală, pe care o numim harta natală, am putea să o numim o hartă persona a Soarelui, ca să înțelegi de la ce plecăm. Da, deci da, acolo ne raportăm la Soare, Soarele era în poziția X atunci când ai venit pe lume. Dar putem face următoarea strategie, să zicem, următorul lucru. Putem plasa Soarele în poziția pe care o are fiecare din cele 9 planete. Și asta se întâmplă pe parcursul unui an, în primul an de viață. Da? Soarele ajunge în toate gradele de pe cercul zodiacal într-un an. Da. Și dacă avem, de exemplu, Luna în gradul 1 din Gemeni, să zicem, punem Soarele... Facem o hartă în care Soarele stă exact acolo unde stă luna natală. Așa. Și aceea va fi harta persona a lunii. Tu știi că persona, cuvântul în sine, înseamnă mască, nu? Că e termen vine din... Tragediile antice grecești, nici se spuneau. Exact. Când interpretam primul an la teatru, da. Exact. Da, este harta, masca... Masca lunii. De fapt, noi ce facem în felul ăsta? Creând hărțile persona ale fiecărei planete, le demascăm, de fapt. Ce fain. Le demascăm, da, pentru că ele, în harta noastră natală, apar într-o anumită formă, cum apar ele acolo, dar punându-le, făcându-le pe fiecare pe rând soare, că asta facem, nu? Le dăm atribute de soare. Harta aceasta persona va descrie climatul nostru emoțional când facem harta persona a lunii, climatul afectiv când facem harta persona a planetei Venus, descrie voința, sexualitatea noastră, cum e, deci intrăm mai în profunzime creind aceste hărți persona. Da? Da, abia aștept să văd un exemplu. O să vezi, o să vezi. Așa, și e foarte interesant pentru că am zis, poftim, exemplu aici în carne și oase. Harta mea, în harta mea natală, luna este în Capricorn. Dar dacă fac harta persona a lunii, luna este în Rac. Deci e cu totul altceva și descrie că de fapt nu sunt chiar ca prințesa din povestea cu ciobul de gheață, știi, din basmele lui Andersen, ci simt chiar foarte mult și luna asta, așa mi-am înțeles luna natală. Am înțeles că aveam nevoie să fie în Capricorn, tocmai ca să mă ajute să pot duce cât simt, să nu las la vedere chiar tot ce simt și să-mi ofere un pic de protecție. Știi?
Eu nu cred că a fost un episod de când am început aceste dialoguri în care noi să nu învățăm despre câte o tehnică nouă în da. Felul în care poate lucra astrologia. Este absolut fascinant. Așa. Dar ce descrii, abia aștept să-mi fac, să-mi ridic, să-mi construiesc. Neapărat trebuie să văd un exemplu. Întâi trebuie să văd un exemplu. Da. Și da. Foarte superb. Bine. Da. Păi, hai să intrăm direct într-un exemplu. Intrăm. Asta zic și eu. Hai să intrăm direct atunci. Într-un exemplu ca să vedem. Avem harta lui Ion. Lui Ion, deschid harta lui Ion. Și înainte totuși mă gândeam, știi, noi am avut o discuție chiar în momentul în care am decis că vom face această înregistrare. Da. Și anume despre faptul, vorbeam bine, noi vorbim mult, am povești pentru public, astea sunt ale noastre ca să vedem cum ne construiam firul. Și spusesem și chiar aș vrea să-ți cer un pic părerea despre asta înainte de a deschide harta, despre faptul că zona aceea întunecată din structura ființei umane, despre care de foarte multe ori preferăm să fugim, să o ascundem sub preș, să nu avem de-a face cu ea, totuși are niște necesități uneori de la noi. Și ca să ne păstrăm în echilibru întunericul și lumina, de multe ori avem și de acceptat zona aceea întunecată din noi. Asta nu înseamnă că trebuie să facem anumite lucruri, oricât de voalat aș vorbi, nu vreau neapărat să intru într-un exemplu concret. Pentru că fiecare persoană e diferită și nu vreau să dau idei sau să, eu știu, intrăm într-o altă zonă acum la nivel de dialog. Dar necesitatea aceasta de a hrăni și întunericul, nu de a-l hrăni în sensul de a-l idolatriza, de a-l pune pe un piedestal, ci de a-l ține totuși, de a-i acorda respectul cuvenit. Respectul cuvenit în sensul de, da, te știu că ești acolo, existi, dar nu vreau să-ți dau din puterea mea. Nu vreau nici să-ți devin eu ție stăpân, întunericule, nu vreau nici să-ți dau din puterea mea. Vreau să avem o relație sănătoasă, care să ne țină acolo unde trebuie. Cum ai descrie tu asta înainte de a intra în harta pe care urmează să o deschizi? Bine, noi tot vorbim despre asta de o perioadă. Fugim de Hades, și, fugim dar, de Pluton, fugim de, știi? Da. Păi exact asta este ce ziceam și eu mai devreme, nevoia de a explora fața nevăzută a lunii, pentru că acolo de fapt găsim cheile spre lumină, dacă să vorbim în termeni de întuneric și lumină, acolo găsim resurse, acolo găsim acele lucruri despre noi înșine care ne pot întregi. Acolo găsim, dacă vrei, leacul pentru vindecările de care avem nevoie. Dar dacă noi refuzăm să ne uităm la întuneric, uite, mi-amintesc acum o... Și mie mi-a venit o informație brută, spune-o tu, te rog. Poate că am mai spus lucrul ăsta, dar este una din zicerile lui Jung, la care țin foarte mult. El zicea: prefer să fiu întreg decât bun. Da. Vai, folosisem motoul acesta. Lasă că îl scriu precis în textul de aici. Îl folosisem chiar în primul generic al 12 călăuze și apoi l-am șters și am venit cu cel care există acum și care, apropo, trebuie refăcut. Îmi venise o altă informație acum care ține de ceea ce mi-a povestit fiii mea azi dimineață în drum spre școală în mașină. Zice: mama, am avut azi noapte un vis. Zic: povestește. Și eram acolo atent, e gheață, e anins, e frig, înghețam, încă nu era încălzită mașina. Și zice: mama, zice, am visat că am întâlnit un monstru în vis. Și zic: cum arăta? Adică ți-a fost frică? Da, zice, la început mi-a fost frică, dar să știi că eram cu tine și eram cu papa. Ei spune papa, că e bun în germană, noi, tata. Cu tine și cu tata. Și zic: și ce ai făcut? Și zice: și m-am dus la el și nu mi-a fost frică. De fapt, era foame. Zice: m-am dus la monstru și l-am hrănit, i-am dat de mâncare. Zic: ai dat tu? Zice: i-am dat, am avut, zice, la mine un sandwich și i-am dat să mănânce. Și pe urmă s-a transformat și a devenit prietenul meu și am mers într-o călătorie. Deci, cumva, dar zice, exact, mama, dar să știi că eu știu că eu visam.
mi-a zis în mașină și am zis, de unde ai știut că visam, că visai? Zice, am știut că visam și mi-am luat la revedere după călătorie, mi-am luat la revedere de la monstru și mi-am luat la revedere și de la tine și de la tata și le-am spus, mă duc acum la părinții mei pentru că am de mers la școală și eu trebuie să mă trezesc. S-a făcut părul pe mine, Teodora. Da, foarte frumos. Deci nu e prima oară când ea îmi povestește genul acesta de istorie și eu habar nu am cum să le gestionez. Deci sigur că am luat-o cap o poveste extraordinară, cred că s-a întâmplat, sigur că nu-mi suspectez copilul de nimic. Nu fac acum nicio formă de terapie din dialogul acesta, dar mie mi s-a confirmat ce de fapt, cred că la un moment dat, cred că tot tu mi-ai spus că dacă nu ne este frică să ne înfruntăm coșmarurile, de fapt, acolo există niște chei. Sigur, corect? Că da. Am zis, spuneam de la ceea ce am învățat de la unul din profesorii mei de lucru cu visele, că nu există, coșmarul nu e decât un vis nevisat până la sfârșit. Până la sfârșit, da. Așa. Fascinant mi s-a părut. Așa da. Că intrăm în harta pe care am pregătit-o. Da. Așa. Da, mie îmi place cum lucrează informația, lucrurile, uite cum se leagă. Adică sunt pur și simplu spontan venite toate aceste gânduri și tot ce dialogăm aici. Se vede, așa-i? Bun, deci avem un exemplu. O persoană născută în Oradea pe 30 martie 1959, un nativ berbec, da? Este un bărbat, dacă s-a recepționat mesajul, sexul. Așa, deci e un bărbat, e important să spunem și asta. Pentru, de ce? Pentru că bărbaților, după vechiul și teribilul dicton Boys Don't Cry, nu? Bărbaților le vine mult mai greu să relaționeze cu propriile emoții și mai ales să le exprime și de aici și să vorbească între ei despre emoții și despre viața lor interioară. Noi femeile, așa cum suntem apărate și de sistemul nostru hormonal, suntem apărate cumva și de faptul că vorbim între noi și vorbim despre lucrurile care, pe care le simțim. Așa, da. Bun, revenind la acest domn, el, uite, are soarele în berbec în casa 6, a fost un om care, pentru care munca a însemnat totul, să zic, a lucrat pe principiu până la os și mai departe, așa. Și vedem că luna lui este în primul grad din zodia Capricornului, în conjuncție cu Saturn acolo, da, și în cuadratură cu Soarele și cu Mercur, dar plus că are un ascendent în Scorpion cu Neptun pe ascendent. E, ce s-a întâmplat cu persoana asta? S-a întâmplat așa că, într-adevăr, fiindu-i foarte greu să se uite la, să dea atenție vieții lui, vieții lui emoționale, de fapt, a devenit dependent de alcool. Vedem Neptunul ăla în Scorpion și pe ascendent și în sextil cu luna. Deci el cred că se anestezia, își anestezia emoțiile, își anihila emoțiile prin alcool și din păcate în cele din urmă existau acolo și niște blocaje, luna aceea conjunctă cu Saturn, da, ne spune niște lucruri. Și s-a întâmplat că în final a ales să își pună capăt vieții la un moment dat. Și aș vrea să ne uităm puțin și la harta persona a lunii lui, să vedem ce, dacă primim anumite indicii suplimentare despre emoțiile lui, despre nevoile lui sufletești, practic. Da? Aceasta este. Da. Uite aici cum arată lucrurile. Da, soarele este acum el conjunct cu Saturn, exact cum era luna în harta natală, dar avem o lună în balanță. Deci el avea o enormă nevoie de a
socializa, de a se oglindi în alții, de a primi feedback-uri, de a, știi, cei cu, cu luna în balanță, ce practic paradox, își recunosc emoțiile atunci când le văd manifestate de alții. De alții, da. Știi? Da. Deci el avea, uite, și luna în casa a opta. Și în casa Venus, guvernată de Venus, deci de afectivitate, da, de, na, ascendentul în pești, simțire până peste poate, emoție, empatie. Noi nu știm cât o fi luat și o fi preluat de la alții și nu putea să, știi, e ca și cum tot ar fi adunat, ar fi adunat, ar fi adunat și nu avea cum să transforme, să alchimizeze lucrurile astea, până când probabil a ajuns la o masă critică, emoțională. Și acolo, uite cum vedem că există și aici luna neagră în opoziție cu Marte. Mi se pare periculoasă, vezi? Și vine din minte, luna neagră e în Gemeni. În opoziție cu Marte din Săgetător, care e, cum să zic, dezlănțuit și foarte, foarte spontan. Da? Și așa s-au întâmplat niște lucruri aici. Bine, expozeul e foarte succint, n-am intrat în... Dar cam așa decurg lucrurile, știi? Dar avem o oglindă a ceea ce poate să ne arate harta pe care ai descris-o ca tehnică de citire a... Exact indescifrabilului, pentru că Deci aici nu tuturor acolo este ușor să arate ceea ce se în harta natală vedem, avem o lună în Capricorn, zici, băi, asta e o persoană închisă, o persoană, dar de fapt când deschidem această hartă, vedem o enormă nevoie de apropiere, de oglindire, cum am zis, în ceilalți. E adevărat, avem și aici Venus e în Scorpion. Deci, da, uitam, probabil că sentimentele lui foarte pasionale, foarte profunde, poate că Venus aceasta în Scorpion ținea de latura lui de umbră, nu și-o putea accepta, pentru că cum am putea o traduce pe Venus în Scorpion? Poate că avea o senzualitate sau niște nevoi sexuale pe care nu și le putea accepta. Da. Dar până la urmă, de a nu fi respins, de a nu fi marginalizat, avem Venus este în quadratură cu Uranus aici. Deci probabil, poate că erau niște lucruri pe care el le considera, mai ales că venea dintr-o familie foarte onorabilă, zis cu ghilimelele de rigoare, și probabil dacă ar fi fost cunoscute aceste nevoi ale lui sau aceste dorințe care apăreau din inconștient, nu? Ar fi considerat că nu se ridică sau nu respectă standardul familial. Deci nu-mi pot imagina sub ce tip de presiune poate să stea așa o energie a unei astfel de hărți da. În viața reală. Vorbim de filme, dar aici uite-te, viața reală. Se poate ajunge la așa ceva, la adoptarea unei soluții extreme. Mai bine dispar eu decât să fiu nevoit să mă arăt în lume așa cum sunt sau să mă accept eu pe mine așa cum sunt. Pot să stop? Da, sigur. Privind harta și gândindu-mă la exemplele pe care le-ai ales, că mai sunt, nu știu dacă intrăm și în celelalte tot acum la acest prim episod, dar mă întreb cum am putea lucra cu noi cu această tehnică? De fapt, cum am putea aplica? Pentru că exact înainte să începem înregistrarea, povesteam amândouă cât de important e să găsim o aplicabilitate în astrologie și să-i găsim zona aceea de a putea să aducem informația din astrologie și efectiv să ne ghidăm. Nu neapărat zilnic, dar în momentele cheie ale vieții noastre. Da. Dacă suntem capabili să le identificăm la timp. Cum am putea să lucrăm cu această tehnică? Putem lucra foarte, foarte simplu, exact așa cum lucrăm cu o hartă natală, cu o hartă solară, care ziceam că e considerat acum harta natală și așa este, că de fapt
soarele e cel mai important element dintr-o hartă, oricum am luat-o, da? Dar putem foarte, foarte frumos să le construim și pe celelalte și să le punem în legătură cu ceea ce să le verificăm cu date concrete din viața noastră. Uh-huh. De pildă, o hartă pentru Venus descrie mult, cu mai mare acuratețe decât poziția lui Venus din harta natală disponibilitatea noastră, să zicem, pentru relații, pentru căsnicie, pentru, știi, pentru sau descrie mai bine în mai multe detalii nevoile noastre afective. Deci primul pas este pur și simplu să cunoaștem hărțile astea. Sigur, cele mai importante sunt hărțile planetelor personale, pentru că astea dar și hărțile planetelor transpersonale ne pot ajuta dacă, mai ales dacă găsim acolo relații între planetele transpersonale și planetele personale. Da, și pe urmă corelăm pur și simplu cu ce am experimentat. Dacă nu suntem chiar în prima parte a vieții, să spunem pe plan relațional, dacă ne gândim acum la exemplul dat de tine cu Venus, ne gândim pur și simplu prin ce fel de momente am trecut și cum am reacționat. Și cum am reacționat. Ne pot ajuta să răspundem la întrebările astea pe care le-am pus despre Luna. Cum reacționez instinctiv la tot felul de situații? De ce am eu nevoie pe plan emoțional? Care sunt motivațiile mele emoționale? De ce am nevoie să mă simt în siguranță? De ce când nu mă simt în siguranță? Da. Eu am și harta pentru Ioana sau Silvia, dacă tu crezi că e o idee bună să... Sau da, uită-te. Pentru Ioana. Hai să ne uităm puțin la harta pentru Ioana. Am deschis-o imediat. Așa. La care nu am făcut și harta persoana, pentru că ea însă și este o hartă, o să o vezi foarte... Da. Am deschis-o. Da, e o persoană născută pe 1 iunie 1956, la ora 8 și 11 minute, da, în Oradea. Și am spus deja că e o femeie cu soarele în gemeni, cu Venus retrograd în rac și cu luna în pești, dar într-o situație foarte complicată. Luna în conjuncție cu Marte, în cuadratură cu Saturn, în cuadratură cu nodurile, axa nodală. Da, uite, deci e așa. Și în casa a 8-a, să nu uităm. Și în casa. Da. Wow. Da, despre această persoană pot să spun că este o femeie care și-a refuzat în foarte mare măsură feminitatea, cu toate că luna este în pești, dar vezi, peștii pot fi difuzi, diluați, așa, când vine vorba de frici, atunci... Da, bun. Se combină cu Venus retrograd, într-adevăr. La ea mă uitam. Da, sigur că da. Și și-a refuzat, cum zic, în foarte mare măsură feminitatea, și-a refuzat condiția de mamă, a spus că nu vrea să aibă copii, și sub o motivație foarte abilă, pentru că din punct de vedere al inteligenței cognitive, cu soarele în gemeni și cu Mercur în gemeni și el, are o minte brici, deci putea să-și construiască niște argumente perfect valabile. Dar problema de fapt era alta, era o foarte mare nesiguranță emoțională. Luna, vezi, e într-o zodie de... Uite-te, nu are pământ, nu are deloc în hartă. Nu are deloc pământ. Știi, mă gândeam acum întâmplător la Priap, la punctul opus lunii, fără să aibă nicio legătură cu
tema noastră de astăzi, a emisiunii, dar apropo de fricile ei, de... Da, exact. Era cumva justificația că nu dorea copii pentru că dorea să facă business? Da, și asta, da, și asta, și pentru că nu dorea să, pentru că dorea să evite posibilitatea de ca acel copil care ar fi putut apărea să moștenească un viciu al existent în familie. Deci o chestie complicată. Da. Na, dar vreau să zic cum, uite, se vede clar luna asta și în o relație, bine, nu e chiar în opoziție cu Pluto pe la grad și așa, dar dacă ne uităm, nu vreau să-i pun în cârcă ce nu este. Nu, dar este clar o lună care trădează, transmite foarte multă frică, anxietate. Foarte multă anxietate. Și e Marte, nu? În opoziție cu Pluto. Da, Marte e în opoziție cu Pluto. Este acolo totuși. Și luna e conjunctă cu Marte. Da, exact. Adică aproape. Da. E, aici îți dai seama ce dificultate în a relaționa cu propriile emoții. Persoana despre care vorbim a ales o cale, deci și-a găsit o strategie de a exista foarte foarte dibace, aș zice. Și-a construit o lume imaginară, știi? Nu vreau să zic că nu, e foarte bine lumea asta, dar îi plac spectacolele de teatru, deci tot ce, e o lume imaginară, o lume în care se refugiază, o lume a culturii, a unor vieți altora și nu a ei, știi? Trăiește tot ce înseamnă emoție și afectivitate prin alții. Prin alții, da. Pentru că așa este safe, așa este în siguranță. Da. Uh-huh. Nu. Deci și asta e o strategie. Da. Aici nu avem harta personală. Nu, n-am făcut-o pentru că, n-am ridicat-o pentru că n-am știut cât vom putea să discutăm despre lucrurile astea și în ce măsură o să te prindă și pe tine ideea. Dar m-a prins, eu urmează să-mi fac hărțile, acum am mai făcut foarte mult. Dar cred că îți mai trimit niște mesaje în privat, vor spune cei din comunitatea 12 călăuzea, păi nu-i corect, că și noi vrem răspunsul la întrebările respective, păi trimiteți-le aici, facem. Acum eu mă întreb, eu răspund. Da. Trimiteți, dragii mei, mesaje, Teodora aici e și urmează oricum să răspundem lunar în acel serial Chimera, da? Deci da, nu. Da, foarte, sunt povești de viață interesante în jurul nostru, absolut, în permanență. Trebuie doar să fim capabili să le intuim și să avem și curajul să le gestionăm, pentru că nu e doar suficient că poate le întrezărim, poate nu le întrezărim, că nu suntem toți născuți cu acel tip de antene ca să putem să intrăm în zone mai puțin accesibile, cum a fost harta bărbatului de dinainte, care era, bănuiesc, foarte greu de citit. Adică ar fi fost... Ne-ar fi luat, clar, o bucată de timp așa, îndelungată să intrăm în toate mecanismele conținute de harta asta. Dar dacă ar fi să trag așa un prim, nu set neapărat de concluzii, că nu se pot trage niciun set de concluzii, aș zice un prim gust al poveștii din acest prim episod, să ne punem un pic pe gânduri, că practic ne-ai pus acum pe gânduri pe toți. Păi asta era și ideea. Relația cu noi. Adică una e în hartă și cu totul probabil altceva când intrăm în situații limită care scot din noi zone despre care n-aveam nici cel mai mic habar. Dacă nu ni s-a întâmplat măcar o dată în viața asta tuturor, eu înseamnă că nu știu pe ce planetă sunt. Sunt ferm convinsă că toți am traversat planetă. Da. Și vezi, ai zis, și așa este, nu putem vorbi despre subconștient, dar avem tendința să reacționăm într-un anume fel în anumite situații din astea limită. Unii, nu degeaba se zice, unii își vâră capul în nisip
precum struțul și ce nu există, da, nu mă poate amenința, nu? Exact. Da. E cea mai mare capcană, aș spune. Aceea este, de fapt, pentru mine cea mai mare capcană. Exact. Făcutul de abstracție în zone cu adevărat dureroase. Să-i pui la treabă, că oricum ne-ai dat acea listă cu întrebări. Da. Voi nota din nou când sugera să fac fiecare din cei care ne ascultă și sau ne văd exercițiul ăsta de a răspunde la întrebările pe care le-am gândit. Da. Și legat de poziția lunii în fiecare dintre zodii, putem să gândim care sunt plusurile și, hai să zicem, sau avantajele și dezavantajele de a avea luna în Scorpion, de exemplu. Expresia frumoasă și expresia întunecată. Da, expresia de zi și, da, știi, asta e ca și, să zicem, ne putem, da, imagina luna ca fiind o femeie foarte frumoasă, nu, care ziua vine fardată și dichisită și așa și noaptea se demachează și așa, cum arată, da, într-un, știi, când e, da, doar ea cu ea acasă, pentru că fiecare nu există, cum am zis, să fie doar într-un fel și să n-aibă nimic din... Dacă ar fi să doar încă o cheie în plus și aici mă opresc, de exemplu, o lună în gemeni, să zicem, o expresie curiozitate în sentimente. Curiozitate, spontaneitate. Da? Ei sunt spontani, și, luna în gemeni, da, e spontană, da, și are componenta asta de adolescentină, știi, de, da, așa, de tinerețe. De, comunică, da, își vorbesc, da, despre emoții, iar partea de manifestare în umbră ar fi că se gândesc probabil prea mult în loc să simtă, ar fi, sau că, da, sunt împrăștiați. Pentru gemeni, conceptul în sine de inteligență emoțională e cam nonsens. Pentru că ei este, da, greu. Pentru că emoțiile lor sunt ca niște meteoriți, așa, apar și dispar. Nu au durabilitate, e greu să se apropie de propriile lor emoții, pentru că sunt superficiale. Știi? Da, nici nu vreau să intru în terminologie, da, de specialitate. Se mai spune despre această poziție că poate fi asemuită și cu bipolaritatea. Da, exact. Nu vrem să intrăm până, da, da, acolo. Deci, da, sunt straturi peste straturi peste straturi. Dar așa ca reper am zis, să fie, da, luni în gemeni, că, da, mi-a venit. Da, n-am calculat, programat nimic. Eu abia aștept să ne întâlnim la următorul episod. Să fie repede. Depinde de noi și depinde de nivelul de interes pe care l-am trezit celor care, da, ascultă sau văd emisiunea. Și îți mulțumesc încă o dată și sunt convinsă că după aceste 4 episoade vom descifra un picuț din fața nevăzută a lunii. Mi-a plăcut foarte mult. Cred că exact așa am să-l și botez. Fața nevăzută a lunii. Așa va fi acest serial, da, în 4, da, da, episoade. Așa și... Da, bine. Pe curând. Pe și curând abia și eu. Să ne mai bine. Iar voi stați sănătoși cu toții și voi și noi. E un ordin, nu mai fac invitații. Vă ordon, stați sănătoși. Stați sănătoși. Suntem în sezonul viroză.